Ne întoarcem în timp cu gândul și cu sufletul pentru a redescoperi mirosul copilăriei din Bucovina, emoția primilor pași pe scenă, izbânzile și pierderile sufletești ale unei artiste foarte iubite. Se ia la întrecere cu primăvara și zboară prin viață mânată de credința că binele va învinge mereu. Redescoperim splendoarea naturaleții, ne bucurăm inimile ascultându-i cântecul și ne întrebăm cum poate o femeie cu atâtea calități să rămână singură o viață. Pășim azi pe strada vieții artistei Elena Pădure. Bine ați venit, doamna noastră dragă! Bine te-am găsit! Să știi că m-a emoționat vorbele tale acum. Atât de frumos ai descris începutul vieții mele că m-a emoționat până la lacrimi, crede-mă. Ne bucurăm noi care pentru că asta ne și dorim, să vă atingem inima. Da, să știi că noi artiștii suntem cu o sensibilitate aparte și ne emoționăm foarte repede că, uite, intru deja în un subiect așa mai delicat, ca să spun. Mă întreba părintele Stareț de la mănăstirea Hadâmbuc, eu acolo am locul meu de suflet. La Iași. La Iași, acolo sus. Așa că m-a văzut plângând în diferite ocazii. Și cum plângeți, soră Elena, cum puteți să plângeți? Părinte, zic, eu am o altă sensibilitate. Eu plâng și că uneori plâng când văd ceva și mă emoționează. Empatizez foarte, foarte ușor cu aspecte ale vieții, cu orice. Deci, altfel. Ne bucurăm să vă avem în această ediție a emisiunii Sub Lupă. Și ca să intrăm în poveste, am dorit să aflăm de la cine ați moștenit harul de a cânta. Draga mea, se poate și moșteni, dar după părerea mea este un dar de la Dumnezeu. La mine n-a cântat nimeni în familie. Mama avea o voce de soprană, cânta când legăna pe fratele meu mai mic, mi-aduc aminte, dar nu s-a cântat. Dar eu asta zic că este un dar de la Dumnezeu. Cu ce se ocupau părinții? Ce erau părinții dumneavoastră? Tatăl meu a fost tâmplar. Așa. Și mama casnică. Noi am fost o familie de țărani, modești. Eu am muncit de mică, știu toate muncile din gospodăria țărănească, absolut tot. Iar toată copilăria mea mi-a mâncat zilele, gâștele și vaca. Că mă scula mama dimineața. Astea erau sarcinile. Da, mă scula dimineața să mă duc cu vaca. Să o duceți pe câmp, da. O scoteam la păscut. Și până să hrănea vaca, până dădea soarele, după ce începea, băgam vaca, că era sătul, trebuia să o șeadă, mă trimitea cu gâștele la prunt. Stăteam toată ziua, asta în vacanță mai mult, stăteam toată ziua pe prunt cu gâștele și seara veneam, trebuia să scot iară vaca de seară. Și uite, așa a fost. Dar întotdeauna îmi luam de citit. De mică mi-a plăcut să citesc. Cu vaca de funie pe hotar, că nu era slobodă vaca, o țineam de funie ca să nu scape, să meargă prin porumb, să ajungă prin lucernă. Să nu muște din porumb, că era spațiu mic și trebuia să am grijă, să o trag, să nu muște din porumb, din cartofi, de la vecini, de pe ogoare. Și mi-aduc aminte și acum, am în imagine cum mama cocea pâine și sâmbătă în general, pâine, făcea câte un cuptor de pâine și de plăcinte. Și eu cu vaca de funie pe răzor mă uitam când ieșea fumul de pe horn și venea miros de plăcinte, știam că mama gata le coace și venea și mi-aducea acolo pe hotar și mi-aducea plăcintă caldă și mi-aduc aminte odată că a desfăcut plăcinta și ieșea abur din ea. Iată o dragoste pe care... Da. Da. O întâlnim atunci în copilărie, când da, suntem... Da. Aveți nostalgia vremurilor apuse fără îndoială? Da, da. Un dor de întoarcere în timp. Unde v-ați întoarce și ce ați schimbat, doamnă Pădure? Mi-aș întoarce tot la mine, în vicovul meu, vicovul de sus. Și
am citit și am înțeles că, deci vezi, eu am plecat de acasă la 16 ani. Am plecat la Galați. Am lucrat 5 ani într-o fabrică, o filatură, și după aceea am dat examen la orchestră. Asta în 83 și nu, mai... în 73. Mai devreme, în 73. Da. Am dat examen la orchestră Rapsodia Dunării din Galați și am intrat ca solist profesionist. Și după aia în 83 am venit la Brașov. La Brașov am îndată 40 de ani de când locuiesc. La Galați la fel. Dar când mă duc la Vicov, acolo parcă sunt, acolo mi-e legătura cea mai puternică. Și am înțeles că de fapt asta este locul nașterii și al copilăriei, este de fapt o legătură cosmică. De aia energia locului, da, este una. Pentru că la Brașov suntem aproape de 40 de ani, dar parcă tot străină sunt. Îmi place, este frumos, m-am adaptat, dar e altceva când mă duc la Vicov. Am alte trăiri. Cât de des mergeți la Vicov? Cât trăia mama, mergeam foarte des. Acum mai rar. Merg mai rar. V-ați gândit vreodată la posibilitatea de a vă întoarce acolo definitiv? Da, m-am gândit, pentru că mormântul l-am la Vicov și vreau să mă apropii ori în Suceava, ori în Rădăuți. Câtă profunzime, știți? Și mama mea are locurile acestea. Există o pregătire încă de când ești în viață. Și de la bunica, da, știu, zicea, nu, mama, astea sunt pentru înmormântare. Da, avea niște lucruri pe care le prețuia și le punea acolo special pentru acest moment. Da, pentru că mai ales în vremurile astea nu știi de astăzi pe mâine. Nu știi ce se întâmplă. Și am făcut 70 de ani, am trecut deja. Nu-i arătați, nu se văd. Ce bei, ce mănânci. Înainte. Nu, am de toate, slavă Domnului. Da. Pentru că tot veni vorba de aceste vremuri. Iată niște vremuri care ne-au determinat cumva să simțim dificultatea traversării acestora. Evenimentele artistice au fost puse în cui. Cum ați reușit să traversați această perioadă? Draga mea, vreau să spun, eu trăiesc de o viață întreagă singură. Nu mi-e greu, așa, că n-am ieșit încolo, încoace. Eu sunt un om care mă pot adapta foarte repede oriunde și la orice situație. Dar în subconștientul meu ceva s-a imprimat. Mă doare sufletul când văd din cunoștințe, mi-au murit două prieteni anul trecut. Cu una m-am văzut cu 3 săptămâni înainte, de la Vicov. Și după 3 săptămâni s-aud că a murit. O prietenă de la Piatra Neamț. Deci asta m-a afectat fără să vreau. Și nu știu, crede-mă că când mai aud, am spun prietene, uite, mi-a murit cu tare, mă apucă plânsul. Și asta ne-a marcat pe toți, cred că pentru tot restul vieții. Asta nu se pot șterge așa ușor. Sunt energiile negative care ne înconjoară pe toți. Deci suntem și gândurile astea care sunt tot energii care se duc în sus, deasupra noastră, și care ne apasă, independent de voința noastră. Foarte adevărat. Dificultățile financiare sunt doar o parte a încercărilor prezente. Să știi că dificultăți financiare nu am avut, slavă Domnului, că mi-am pus un bănuț deoparte. Mai am și o pensie, pentru că în tinerețe am câștigat puțin, că m-am ținut de carte de muncă. În Brașov, cei care erau colaboratori la UNT Carpați, că acum nume este UNT-ul, aveau 6.000 de lei pe lună, chiar 7-8. Și eu stăteam cu 2.500-3.000 de lei pe lună. Dar doar, m-am ținut de carte de muncă. Doar pentru a avea această carte, da, de muncă. Că zic, eu nu știu cum or fi vremurile. Și uite că am colegi care au fost la colaborare, banii atunci s-au dus și nu știu ce. Și nu beneficiază acum de această Așa pensie. Așa cum, da, au foarte puține ani de muncă și e greu. Dar eu, mulțumesc Dumnezeu, eu sunt o fire cumpătată.
Înțelegi? Din, cam din toate punctele de vedere. Nici n-am băut, nici n-am fumat, nici n-am băut cafea. Se spune că suma viciilor rămâne constantă. Da. N-ați băut? N-ați fumat? Nu. Ați iubit și ați cântat? Am iubit publicul foarte mult și cântecul. Mi-este foarte drag să cânt și sunt frumoase și spectacolele, sunt foarte frumoase. Și uite și filmările. Dar, domnule, când eu cânt în restaurant, acolo mă simt bine. Fiind foarte aproape și fiind oricum foarte aproape interacționați și vezi și altfel. Omului. Sigur. Și poți să-i dăruiești din aproape. Și cânteam în Poiană prin anii 90 și acolo veneau turiști din toată lumea. Era și stăteau la mese, unii dintr-un cos de lume, unii din alții. Domnule, cântam și la sfârșit erau toți prieteni. La horă, la tot, îi scoteam și, și veselie pe ei. Deci mie asta îmi place. Dar timpurile de astăzi, în contextul actual, ne obligă totuși la o distanțare. Acum nu, că acum nu mai cânt. Acum nu mai cântați? Nu mai cânt, acum cânt la televizoare. Nu mai, nu, n-am mai cântat foarte puțin. Ne mai întoarcem oare la ce a fost? Nu știu dacă va mai fi cum a mai fost. Nu știu. Oricum, marea majoritate a populației este marcată de asta. Deci cu cine vorbești și de prin Israel și de prin America și din Franța și aici, lumea este marcată. Este marcată. Asta, statul ăsta, izolarea asta, nu. Până și copiii drăguții de ei sunt afectați. Nu știu. Începuturile carierei dumneavoastră artistice vă leagă de ansamblul Rapsodia Dunării din Galați. Da. Cum ați ajuns de la Vicov, din Bucovina, iată, cea pe care o iubiți atât de mult, la Galați? Păi am ajuns că copil sărac. Așa. Ne-am dus să găsesc de lucru. Și m-am dus cu o vecină de-a mea de la Vicov, îl avea pe taică-su, lucra în combinatul siderurgic de la Galați și a zis, hai să mergem acolo, zice, că se deschide o fabrică, zice, și facem școală de filatoare și ne angajăm acolo. Și m-am dus cu ea. Și lucrând la fabrică, mergeam, cântam 8 ore din 8 printre ringuri, că nu mă auzea nimeni. Cât am lucrat în fabrică, mergeam ca și la Casa de Cultură, ca și amator. Am dansat întâi în formația de dansuri și după aia a fost concurs pentru locurile de soliști vocal, da, la Orchestra Populară și era un impresar și a zis, domnule, trebuie să vii. Dar vreau să spun că mergeam și la un grup vocal. Și la grup vocal aveam o doamnă care se ocupa de noi și care făcea vocalize cu noi înainte de a face repetiție. Ne punea și făceam vocalize. Și când m-a auzit pe mine, aia s-a oprit la pian și a zis, dom'le, dar dumneata ai o voce mare. Habar n-aveam eu ce e aia. Și zice, păi da, să cânti alte cântece populare, nu știi? Păi zic, știu. Ce cânte? Păi așa, așa. Și l-a chemat pe impresar să mă asculte. A venit, m-a ascultat și zice, te prezinți la concurs. Mie nu venea să cred că eu mă uitam la fetele la care solistele ca la nu știu ce, eu copil sărac, zic, nu? Și m-am dus și am intrat. Am fost 58 pe 4 locuri. Extraordinar. Așa. Și a fost șeful comisiei, maestru Budișteanu, Dumnezeu să-l ierte, Ionel Budișteanu. Și când am văzut că am reușit, nu venea să cred. Și ceva amuzant ai să spun, că nu vreau să plec de la fabrică, că mi-a zis impresarul că trebuie să vin acolo, să-mi iau transferul de la fabrică și să vin la, acolo, la servici. Și eu nu vreau să-mi iau transferul, că zic, dacă rămân fără loc și de acolo și nu aici. Până l-a mers cu mine și a discutat cu inginerul șef și cu asta și mi-a explicat că este transfer în interesul serviciului, că mai câștig niște bănuți la salariu și nu știu ce. Atunci m-a lămurit și m-am dus și la că veți avea aceeași siguranță, da, asta, tornicii, da, unui, da, unui, da, loc de, da, muncă. Și a fost ucenicia, a fost destul de dificilă.
că dintr-un amator, na, nu am mers la prea multe concursuri. Și dar am fost serioasă. Am prins din zbor tot ce trebuia să învăț bine. Am avut turnee și am învățat de la ceilalți soliști. Primul turneu a fost cu doamna Sofia Vicoveanca, care de ea mi-a fost, de fapt, modelul meu în viață, cu Gică Petrescu și cu Lucreția Ciobanu. Am făcut. Iată ce nume mari, da, ce primul stâlpi. Turneu cu ei a fost. Asta m-am angajat în august și în septembrie a fost primul turneu. Și mă uitam și urmăream tot ce fac, și în scenă, și comportament, și tot. Și a fost bine. Și mi-a plăcut să învăț. Mi-a plăcut să învăț. Câți ani aveați când ați intrat în ansamblu? 23. Este și vârsta primilor fiori ai dragostei, de ce nu? Da. O femeie frumoasă, ați fost curtată. Ați fost curtată, doamna Elena. Am fost, da, da, dar am fost prea serioasă. Prea serioasă pentru profesia mea. Ce înseamnă prea serioasă? Dezvoltați-mi. Adică în scenă știam să fac show și fac show, iar în viața mea particulară sunt altfel, mult mai tăcută, n-aș spune introvertită, dar tristă. Nu știu de ce am tristețea asta. Eu cred, de fapt, este ereditară. Mama era așa, tata la fel. Eu nu sunt o fire veselă, nu știu. Greu. Și nu-mi place. Nu-mi place despre mine. Au fost probleme care au condus la asta. Poate ați avut niște cumpene care... Poate că plecarea mea de acasă la 16 ani, deci la o vârstă fragedă, prea de tânără, am dus dorul părinților, a mamei, că mama m-a iubit foarte mult. Și de când nu mai este, e foarte greu. Aveam un sprijin în ea, știi? Dar asta este viața. Cum vă alinta mama când erați mică? Ileanuță. Așa vă spunea. Da. De fapt, mie în sat Ileana îmi spun, nu Elena. Dar domnește era Elena. Dar așa în sat și rudele și frații mei și așa îmi spun Ileana. Și vecinii și sătenii, Ileana mă știu. Doamna Elena Pădure, a existat vreun model de iubire pe care să-l urmați mai târziu în viață? Să refaceți portretul de familie pe care l-ați văzut la părinți. Eu am fost o idealistă. Faptul că am citit foarte mult și am găsit povești de dragoste foarte frumoase în cărțile mele. Hrănit cu ele doar? M-am hrănit cu ele și toată viața am așteptat ceva frumos. Pentru mine o relație între un bărbat și o femeie trebuie să fie sinceră, trebuie să fie cu respect și să fie egalitate, să se ajute unul pe altul. Dar văd că foarte mult sunt mândria asta și românii sunt în general foarte mândri. Mândri, deci, și între prieteni. Eu sunt mai deștept decât ăla. Eu... Sunt astea, mie nu-mi plac, nu știu de ce. Și poate că și de-aia am foarte puțin prieteni și de-aia poate că n-am găsit un bărbat cu care să mă înțeleg și care... Și eu n-am putut să fac compromisuri. Nu suport asta și nu suport minciuna. Nu suport minciuna. Ați fost mințită, doamna Elena? Da, da. Am fost mințită, dar n-am băgat la cap și foarte târziu am înțeles și foarte târziu mi-am dat seama, pentru că eu am crezut că toată lumea este la fel ca mine. Înțelegi? Eu credeam că lumea nu minte, că lumea
e sinceră, că așa, și încoace ani, încoace mi-am dat seama că de fapt este cu totul altfel viața și cei ce ne înconjoară. În decembrie 1983 vă mutați de la Garați la Brașov. Da. Iar în 84 plecați într-un turneu în Olanda. Nu. Zic bine? Nu. Nu. În 74 a fost în Olanda. În 74 în Olanda. Da. A fost în primul an când Cum eram la Galați. A fost acel turneu în Olanda din 1974? A fost foarte frumos. Eram tineri și cu ansamblu și cu dansatori. A fost foarte frumos. A fost o altă lume. Noi când veneam de aici și ne-am dus acolo unde era lapte și miere, ca să spun așa, am rămas aproape șocată. Dar au trecut ani și acolo am cunoscut un băiat. Așa. Așa, care a venit după mine în România, a venit cu acte să ne căsătorim. Relațiile cu străinii nu erau privite cu foarte mare prietenie. Nu. Și cu toate astea, dragostea era, v-a făcut să nu țineți cont de acest pericol. Am corespondat cu el, am avut o legătură de 2 ani și ceva, nu, 3 ani. Dar nu, eu n-am avut curaj să mă duc să depun actele pentru căsătorie. Pentru că sora la o colegă de-a mea de cântec s-a căsătorit în Germania și 2 ani de zile au tot purtat-o pe drumuri, pe la securitate, cu toate întrebările și nu știu ce. Și eu nu sunt o fire puternică ca să rezist la așa ceva. Nu sunt. Și am zis, eu nu pot. Și apoi mi-era bine acolo la Galați, la orchestră, câștigam, aveam nunți. Nu... N-ați găsit necesar ca nu. Acest făt frumos să... Da, da, și nu, nu m-am dus cu actele să depun actele. Ce vă leagă de filmul Șatra, de povestea lui Zabar și Aradei? Aha. Prietenul ăsta al meu din Olanda, așa. El când de câte ori venea, mi-aducea câte ceva, daruri. Un băiat foarte drăguț și chiar generos. El era pe 13 ianuarie și eu pe 17, în același an. Ăla probabil că a fost soarta mea. Înțelegi? Și mi-aducea lucruri, mă rog, să pun Rexona, spray Rexona în anii 74-75, că nu se găsea la noi. Era un lux. Ce? Niște tricouri superbe, niște pantaloni, bluze. Și când eu am rupt relația cu el, o româncă de acolo, de unde era el, din Haga, i-a spus că nu, că românii, româncele sunt mai mult ca să le duci, să le dai, nu știu. Materialiste, cum s-ar zice. Așa, materialiste. Și el mi-a spus asta, mi-a scris. Și atunci eu i-am spus, și el cât a venit aici de sărbători în 75-76, am fost și am văzut filmul Șatra cu el, de vreo 2 ori, în București, aici, la Patria. Și acolo Zabar, pentru Rada, fură o iapă albă și este prins și este închis. Și atunci eu, când el mi-a scris că eu mi-a adus lucruri și că româncele nu știu ce, nu știu cum, că sunt materialiste, i-am spus, zic, tu ai văzut că Zabar a furat iapa și a făcut și închisoare pentru iubita lui, zic, și ție-ți pare rău de niște aduci lucruri. Aduci în discuția cu invoci micile daruri cu Rexona. Da, și zic, tu ție-ți pare rău de niște cârpe. Și atunci el, ca să nu mă piardă și să-și arate iubirea față de mine... Ce a făcut? Îmi dă telefon și îmi spune că în ziua nu știu care să mă duc la aeroport, că mi-a cumpărat un cal alb și să-mi trimită un cal alb.
Ce este adevărat, doamna? Adevărat, măi, spun că... Și i-am spus, Hans, ce să fac eu cu calul? Că eu stăteam într-o garsonieră la Galați. Unde să fac eu? Ce să fac eu cu calul? Zic, nu ești normal, cum să-mi trimis mie cal? Dacă eu te iubesc și așa și nu știu ce, că uite tu așa, că eu nu vreau să te pierd. Zic, îmi pare rău, dar eu n-am ce să fac cu calul alb. Și a rămas așa, Ați refuzat calul, înțeleg. Da, bineînțeles. Da. Calul în zilele noastre era din... dar... Sigur? Ăsta m-a iubit sincer și foarte mult m-a iubit și eu i-am... cum să spun? I-am... între rupt dragostea lui, am distrus dragostea. Aveți acest regret că poate deciziile de atunci nu au lăsat o continuitate. Și nu e bine să rup dragostea cuiva. Nu e bine. Că după aceea am pățit-o eu că mi-a rupt-o altcineva, alt bărbat mie. Înțelegi? Și am suferit eu. Păi am avut la Brașov iară o iubire, o mare iubire și... Am suferit foarte mult. Am suferit foarte mult și obosisem. Și într-o zi, măi, ne aude la, spun acum asta la televizoare. Și ce dacă? Vorbim zi, despre iubire, vorbim măi, despre... Într-o zi m-am ridicat în două picioare, am sărit din pat, că zăceam. Am sărit din pat și am strigat ca o fiară tare din toți bojocii. Gata! Și gata a fost Vasilica. De atunci nici n-am mai putut să iubesc, să mai mă leg de cineva. M-am ferit să mă mai leg sufletește de vreun bărbat. Pentru că am suferit foarte mult. Noi cum suntem cu sufletul în palmă și cu așa, că mă repet... Noi avem alte trăiri decât un om normal. Și în relațiile cu familia iubim mai mult poate decât alții. Și în relațiile cu cei din jurul nostru și cu vecinii. Noi iubim oamenii, spre exemplu, ca să cânți și într-un restaurant și să te placă lumea și să vină și să simtă bine, trebuie să dăruiești. Pentru că dacă nu cânti din suflet, celălalt nu primește. Este un flux de energie care artistul, cântărețul îl transmite celui care ascultă. Uite, îți dau un exemplu. În anii 90, muzicologul de la Predeal m-a chemat că avea delegație, venise Dan Voiculescu în România cu un grup de prieteni. Și era la Predeal, undeva la un restaurant mai select și undeva mai separat. Și m-a chemat și am cântat. Și am cântat cum sunt eu, cum mă dăruiesc. Vreau să spun că am cântat atunci un program, mi-aduc aminte, și s-a făcut o liniște. Și cu atâta plăcere mă ascultau, am cântat tango și romanțe. Când am terminat programul și am venit la masă să mă așez, n-am putut să mă așez așa normal. Pur și simplu am căzut, deci nu mai aveam un strop de energie. Dacă mă punea să mai cânt două versuri, nu mai aveam putere. Și atunci am zis, măi, câtă energie trebuie să dăruiești atunci când cânti? Că sunt unii, spune aia pe cântă, cineva zice aia cântă, dau trei ori din gură și-a luat banul și-a plecat. Nu e așa, știi și tu cum este. Deci este dăruirea asta, de-aia sunt unii artiști mari și trec rampa, cum se spune, trec de sticlă și alții nu. Iar vocea omului spune multe. Mi-ai jurat cu o viață întreagă.
Inima de
Doamna Elena, ne înțelepțim odată cu vârsta? Da. Ne înțelepțim. Ați suferit vreodată pentru faptul că înaintați în vârstă? Uneori da, dar uite acum la 72 de ani parcă nu vine să cred că sunt anii mei cam așa de mulți ani. Parcă nu vine, nu știu. Mă simt așa, deși nu mai ai forța care o aveam la 50, dar totuși sunt destul de vie, să zic așa. Deși cu probleme de sănătate de foarte mulți ani, vorba lui Mioara Velicu, nu mă las și nu mă las. Pentru că tot vorbiți de acest aspect, știu că de câțiva ani de zile aveți acest diagnostic pe care sau diagnostic cu care mulți oameni nu ar putea să trăiască foarte ușor. Vezi tu, fiecare are un destin în viață și contează și felul de a fi al omului și faptele lui. Contează foarte mult moștenirea ereditară. Deci eu am 35 de ani de o boală destul de agresivă, ca să zic. Și cu toate astea sunteți o învingătoare. Da, cu toate astea mă lupt cu mine. Deci viața, de fapt, este o luptă. Nu e nimic ușor. Nimic ușor nu este. Dar încerc să iau partea bună a vieții. Am prietenele mele cărțile, că îmi place foarte mult să citesc. Cântecele, la fel, cântecele. Puteți să ne recomandați o carte dintre cele pe care le iubiți cel mai mult? Aș putea să recomand mai multe cărți scrise de Omram Mihail Ivanhoe, un inițiat. Apare în fiecare an o carte din cuvântările lui care se numește Gânduri pentru fiecare zi. Una dintre cărțile lui l-am citit și eu, Puterea gândului. Da. Și găsesc că poate și această sensibilitate pe care o aveți, mai aparte față de ceilalți, poate că v-a fost un ghid înspre acest labirint al căutării spirituale. Da. Asta, deci îmi place foarte mult acest scriitor. Recomand cu mare căldură această carte în fiecare an, este pentru fiecare zi un gând, niște meditații de mare profunzime. După aceea, iar este un călugăr, Hrisostom Filipescu, are niște cărți nemaipomenite. Da. La fel, asigură un echilibru sufletesc atunci când poate mai șchiopătăm în viață. Vreau să vă întreb, au existat momente grele, momente dificile, când cu atât mai mult ați simțit singurătatea ca fiind foarte apăsătoare? Au fost momente și nu mă jenesc să spun că sărbătorile mele sunt singură. Și nu e nici mama. Ați simțit poate vreodată nevoia să aveți un copil alături? Da. Îmi pare rău că n-am avut copii. E greu fără părinți, e greu fără copii, dincolo de daruri și de fapt, bucuria unei sărbători este atunci când ai familia aproape. Și totodată există și oameni care, așa cum ați spus, stau singuri de sărbători.
Cum sunt sărbătorile în singurătate, doamna Elena Pădure? Vreau să spun că în primii ani așa, cât cântam, era, alergam, nu simțeam, știi? Dar acum, de niște ani, stau în casă, mă duc la biserică. Așa. Și după aceea stau singură. Dar vreau să spun că am devenit puternică. Acum nu mai sufăr, așa. Am avut ani că am suferit foarte mult. Dar acum am devenit puternică, m-am obișnuit, am zis, asta este, n-ai ce să faci, asta este viața. De cine vă e dor de sărbători? Lipsa cui o simțiți cel mai acut? A mamei. Am fost invitată de prieteni, dar e frumos așa, dar tot când ești singur... Care sunt amintirile legate de mama dumneavoastră de sărbători? De mama de sărbători din copilărie, când mergeam cu uratul și când îmi făceau pinci. Eu n-am purtat o pinci, dar de anul nou îmi făceau pinci noi. Și mergeam cu fratele meu, Ilie, la urat. Și făceam bănuți și îmi plăcea să-mi cumpăr cărți de atunci. După aceea, sărbătorile au devenit frumoase când cântam. Spre exemplu, în Poiană am avut ani de zile când făceam în noaptea de Revelion și câte 5-6 restaurante. Într-un an eram răcită, curgea apele pe mine și alergam că aveam oră la care trebuia să ajung. Ba, într-un an m-am întâlnit și cu ursul. Cum a fost experiența întâlnirii cu ursul? Când am ajuns eu la unde trebuia să cânt la mine acolo, când pot să dau numele, gălăgie, lătrau câine și zic, mă, ce se întâmplă? Când mă uit, ursoaica e cu doi urși, cobora așa pe alee, pe sus, și eram pe jos. Și nu mi-a fost frică. Eu n-am avut frică în viață. Nu mi-e frică. Am îngerul păzitor puternic. Sunteți, iată, un om foarte credincios. Da, sunt credincios și am îngerul păzitor puternic. Nu mi-a fost frică de copilă. De copilă mi-aduc aminte că mergeam seara... Mergeam noi ca să învățăm pentru teză la o colegă de-a mea mai departe, un pic peste un deal. Și mergeam noaptea prin Popușoaie, erau înalte și aia își făcea cruce când mă vedea că ajungeam și nu mi-era frică. Și zice, cum tu nu ți-e? Nu mi-e frică. Și mergeam că să învățăm pentru teză, dar noi învățam să jucăm. Repetați pașii de dans. Da, aveam un băiat care ne cânta cu fluierul și noi învățam să jucăm. Aveam 13 ani, 14 ani și învățam să jucăm. Deci sunt... Există vreun regret care vă urmărește? O dorință rămasă, poate, nematerializată. Da, faptul că n-am avut copii. În tinerețe, nu știu, nu am prea iubit eu copiii, dar acum probabil că am dat în mintea bunicilor, cum bunicii iubesc foarte mult copiii, unde locuiesc eu la Brașov, lângă mine este o școală și prin fața blocului la mine pe alee trec copiii la școală. Și îmi face mare plăcere să-i văd când trec la școală, când se întorc, mai ales în prima zi, cum merg cu flori, cu mama, cu tata sau sunt frățiori să țin de mână sau când îi duc învățătoarele undeva în oraș cu toată clasa. E o mare bucurie să ai copii. Am înțeles târziu asta. Am înțeles târziu. Sunteți un om foarte frumos, foarte luminos și am convingerea că ați fi fost o bunică așa ca din povești. Cu atât mai mult cu cât iubiți cărțile. Da, da, da. Nu vreau să fac, să zic că sunt lipsă de modestie și că sunt modest, dar vreau să se știe. Sunt un om bun. Eu sunt corectă cu mine însă. Sunt un om bun. În defect am că sunt cam prea cumpătată și uneori sunt zgârcită. Am făcut și greșeli. Sunt zgârcită, așa.
să păstrez, să... și nu-mi place. Dar așa îmi place să iubesc oamenii și îmi place să-mi fac prieteni noi, să cunosc oameni noi, fiecare are felul lui de a fi, de la fiecare învăț câte ceva. Și vreau să-ți mai spun un lucru, eu am prietene care îmi place să am prietene mai deștepte, mai frumoase, mai elegante, de la care pot să învăț. Care să vă ajute în evoluție, da? Da, nu sub nivelul meu. Și în breasla noastră, deci m-am dus la cântări cu orchestră mai bună, cu orchestră cu instrumentiști buni, chiar dacă am acceptat să fiu plătită mai puțin, dar să mă simt bine și să am ce să învăț de la ei. Pentru că dacă te înconjori de oameni care sunt sub nivelul tău, te trag în jos. Există o anumită stare pe care o aveți atunci când cântați o romanțe față de muzica populară? Mă, intru ca într-un fel de transă, Vasilica dragă. Nu știu cum să spun. Eu am mai spus asta. Ca să ajungi să cânti în restaurant, unde omul vine să petreacă, mănâncă, bea, nu știu ce, cântăreața cântă acolo și ea, știu eu, și să faci ca oameni serioși, bărbați, să lase tacâmul și să plângă, e mare lucru. Și să faci să se facă liniște în restaurant când începi să cânti. Deci, ți-am spus, pentru mine a cânta în restaurant este o mare experiență și un mare examen pentru un solist. Și am avut, cum să spun, cele mai mari satisfacții artistice. Doamna Elena Pădure, sunteți un exemplu pentru noi, cei din generația tânără. De ce ar trebui să țină cont în traiectoria lui profesională un interpret, o interpretă de muzică populară la început de drum? Ce calități sau de la ce nu ar trebui să se abată ca el să poată atinge aceste culmi ale aprecierii celorlalți? Draga mea, în primul rând trebuie să aibă talent. Pentru că acum sunt foarte mulți care au bani și fac melodiile, plătesc, nu știu ce le-au făcut. Nu merge așa. Timpul cerne. Trebuie să ai talent, trebuie să arăți într-un anumit fel ca artist. Așa. Și trebuie să fii serios, să te preocupe această profesie, să ai dăruirea asta pentru cântecul popular. Și mai este un lucru care îmi pare rău că trebuie să-l spun și nu face plăcere. Sunt copii tineri care sunt la început de drum și sunt foarte mândri. Înțelegi cine sunt eu, cine fac eu sunt cineva, eu nu. Nu prea sunt modești. Deci, o altă calitate ar fi această modestie. Da, da. Pentru că nu, cum să spun... Nu este nimeni de neînlocuit. Absolut nimeni. Nu. Deci... Am vorbit de tristeți, de regrete, dar când este Elena Pădure fericită cu adevărat? Știi când? Când? Când cânt și am publicul lângă mine și când mă duc vara la plajă, la soare. Îmi place soarele la nebunie. Soarele. Da. Cât am fost în America, la Miami, 99-2000, eu făceam plajă iarna. De ziua mea de naștere, pe 17 ianuarie, veneam de la plajă. Că am vorbit cu cineva din radio, că m-au sunat și zice, ce faci? Zic, vin de la plajă. Și aici e un ger. Zic, îmi pare rău, dar asta e. După aceea, în Israel, cât am fost, am cântat și în Haifa, dar am cântat și în Tel Aviv. Și în Tel Aviv aveam, unde locuiam și restaurantul, era pe malul mării. Și numai traversam strada și mergeam la plajă. Am făcut la plajă și acum îmi place cel mai mult la plajă. Îmi place soarele. Când vreți așa să fiți răsfățată de soare, de momente de relaxare,
Unde vă place să mergeți în România? Îmi place la noi, îmi place. Eu am mers ani mulți la Eforie Nord, la Eforie Sud. Acum, anul ăsta, vreau să mă duc în altă parte. Și am fost în Turcia iară. Mi-a plăcut foarte mult. În Antalya. Ce mâncăruri vă plac? Îmi plac mâncărurile noastre. Îmi plac salatele și ciorbele. Tot timpul eu fac ciorbe. Care este felul de mâncare pe care vi-l amintiți că vi-l pregătea mama și pe care îl adorați? Îl ador, știi? Ce? Varză acră cu costiță. Ce bunătate! Da, și cu mamaligă și cu mușdei. Mama zice că n-a putut să mă nască până când a mâncat această varză cu costiță și cu cârnați. A avut această poftă. Da, și eu la fel asta. Și acum 2 săptămâni am avut. Îmi fac. Doamna Elena, se întoarce la noi binele făcut sau răul? Domnule, dacă nu poți să faci bine, se spune, măcar nu face rău. Se întoarce pentru că tot ce face omul, tot ce gândește omul, se monitorizează undeva în subtil. Și toate se întorc. Și totul se plătește. Absolut totul se plătește. Când ați descoperit credința, a fost ceva din copilărie sau un moment anume în care... Credința, așa am fost crescută de mama, de acasă. Mama era o femeie religioasă, dar nu habotnică, nu. Așa, în limita bunului simț. Dar eu mergeam la biserică de acasă, de mică. Și mama avea grijă întotdeauna să ne ducă la împărtășii de cele 2 posturi mari. Mari. Așa. Și vreau să spun că asta mi-a rămas în suflet. Și la Galați și oriunde, și la... În America eram și acolo, dacă n-ai mașină, nu te poți mișca. Dar lângă motelul unde locuiam era o biserică armenească și mă duceam acolo la liturghie. Nu înțelegeam ce spune ăla, dar participam. În Israel la fel. Dar cu timpul am ajuns să înțeleg altfel. Și religia, și credința, și semnificația și însemnătatea rugăciunii, rugăciunea inimii. Deci sunt niște taine că fără credință nu se face, nu este nimic. Aveți vreo întâmplare în viață care să vă spună, da, există Dumnezeu? Îți spun una, în 2010 eram la mare la Eforie Nord cu o prietenă de-a mea de la Bacău și tocmai ajunsesem, noi acolo ne cazasem și era pe 14 august când este prohodul Maicii Domnului și ne-am dus la Techirghiol, la mănăstirea Sfânta Maria la Techirghiol, unde era hram. Și slujba prohodului ține destul de mult. Și mi-era o foame, că pe fugă noi n-am apucat să mâncăm. Și slujba ținea și îi spun lui colega mea, lui prietena mea, zic, măi, Mia, zic, așa mi-e de foame. Și stând acolo, în gândul meu, zic, am zis, Maica Domnului, mea, așa mi-e de foame. În momentul următor a venit o doamnă și mi-a întins un măr și un corn. După aceea odată eram în biserică la noi în Brașov și eu chiar dacă eu duminica mă duc la slujbă, foarte rar când nu ajung și de acasă știu că în timpul slujbei nu-i voie să dorm. Chiar dacă ajung la 5 acasă, la 9, 9 și jumătate... Și mama aia ne spunea să ne ridicăm din paturi că e slujbă. La 9, 9 jumătate mă ridic din pat și stau, citesc o rugăciune, sau fac, dar nu stau întinsă în pat. Și odată mi-aduc aminte tot așa cântasem noaptea și m-am dus la Sfânta Liturghie și eram așa de obosită, stăteam în picioare. Și tot așa în gând am zis, Doamne, așa sunt de obosită și mă dor picioarele, zic, așa aș sta jos. În momentul următor o doamnă zice, Doamne, nu vreți să stați jos?
ce vrei mai mult. Răspunsuri de la Dumnezeu. Da, da. Și am bucuria sufletească. Acum 2 ani de ziua mea, de 17 ianuarie, am ținut să fiu în Israel la Mormântul Sfânt. Și am fost. Cum a fost experiența la Mormântul Sfânt? Foarte frumoasă. Și am fost și la Sfânta Lumină, vreau să spun, de 3 ori. Și îmi face, am mare bucurie sufletească să mă duc. Am prieteni în Israel care mă așteaptă, dar acum cu asta nu pot. Sper să fie bine. Am fost la de bobotează, că îi țin pe vechi. Am fost de bobotează acum 2 ani la râul Iordanului, când se face bobotează pe vechi și acolo unde, chiar pe locul unde s-a botezat Domnul Iisus. Și se spune că locul ăla unde s-a botezat Domnul Iisus este locul pe unde au intrat evreii când veneau din Egipt. Pe acolo au intrat în Israel. În locul ăla unde s-a botezat Domnul Iisus. Cum priviți peste eternitate? Către tot ce există dincolo de această viață. Știu că există reîncarnare. Credeți în această reîntrupare? Da. De altfel se vorbește și în Scriptură. Da. Cred în reîncarnare. Contează foarte mult ceea ce facem în această viață. Și gândurile și totul se monitorizează. Totul. De fapt, în viață avem niște examene pe care le trecem, raportat la gândirea frumoasă, la acțiunile pe care le inițiem. Da, și trebuie să învățăm din orice ni se întâmplă. Că nimic nu este întâmplător. Absolut nimic. Părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu să-l odihnească, când cântam la mare în Eforie Sud, mergeam acolo pentru cuvânt de învățături la mănăstirea Tăchirghiol. Și a spus odată, zice, nu este nimic întâmplător, nici faptul că în momentul acesta stați unul lângă altul. Nu este întâmplător cum stă unul lângă celălalt. Deci totul este, sunt așa de multe taine și îmi place să citesc în niște lucruri. Și sunt cărțile astea care ne învață atâtea lucruri. Eu n-am timp pe cât v-ați dori. Cât mi-aș dori. Nicolae Steinhardt, iar în Jurnalul Fericirii, câte experiență. Și acum spun că mi-am adus aminte de Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru că făcea parte și era prietenul lui Constantin Noica. Deci fii atentă, condamnat pentru că era prieten și că n-a depus mărturie împotriva lui. Dacă depunea mărturie împotriva lui, minciuni ce spuneau atunci, scăpa. Deci așa o prietenie era atunci. Și un respect și o demnitate și o onoare. O demnitate și onoare, oameni de caracter, oameni de onoare. Deci să faci pușcărie pentru un prieten... Și să nu te revolți, să nu reproșezi nimic. Ori acum te vinde, fiecare te vinde la primul colț de stradă. Avem vreo datorie față de propria noastră fericire? Unde găsim fericirea în viața asta, doamna Elena? Fericirea nu o găsim, nu o pipăm, este în lăuntru nostru. Deci o găsim în interior. O stare. Este o stare. Nu, că te întâlnești cu un bărbat sau cu o femeie, în relația asta de iubire, de dragoste, dar nu aia este starea noastră interioară care ne-o care se activează. Da. Care atunci când te simți fericit, poate când ai făcut o faptă bună, când privești ceva frumos, când înveți să privești în jurul tău tot ce te înconjoară, florile, blocul, oamenii, pomii,
gâzuțele alea care... Eu nu omor nici cea mai mică muscă. Le dau pe geam. Nu, am învățat să iubesc florile foarte mult. Îmi plăceau și înainte. Acasă îmi place să am flori. Sunt, totul este că și florile, dacă până și apa, vezi, aghiazma. Cred că știi și tu că s-au făcut studii în compoziția apei. Cea la care vorbești frumos are altă structură, cea la care vorbești urât are altă structură a moleculelor. Și cred că fiecare are o rezonanță sau o reacție vis-a-vis de felul în care ne comportăm noi cu tot ceea ce ne înconjoară. Da, da, e totul. Și de-aia eu nu înțeleg că întotdeauna am spus, eu îmi iubesc colegii de breaslă, pentru că fiecare are felul lui de a fi și trăirile lui, dar mă deranjează invidia asta care nu este, nu trebuie să, n-ar trebui să existe. Ați fost un om invidiat? Cred că da. Da, da. Dar târziu am înțeles asta. Pentru că eu am crezut că eu nu cunosc trei lucruri. Ura, invidia și plictiseala. Astea trei lucruri nu le cunosc. Și am zis că dacă eu nu invidiez, nu mă invidiază nimeni. Da, de unde? La cât de frumos vorbiți și cât de consonant, rezonant, luminos, dacă pot să spun, mai credeți în această posibilitate să întâlniți un om care v-ar putea fi alături? Mă, nu știu ce să... Odată cu vârsta ne înțelepțim. Poate că în tinerețe rezonăm cu altfel, niște bucurii. Da, da. Pe măsură ce avansăm în vârstă, ne îndreptăm către curățenia asta sufletească, a cunoașterii, a minții, a gândurilor, așa cum spuneți. Nu știu, mi-ar place să am pe cineva lângă mine, dar nu oricine. Și adevărul este că dacă este rânduit de sus, iese. Dacă nu, nu. Există un destin, există o cale a vieții pentru fiecare. Există, fiecare vine pe acest pământ cu un scop bine definit. Cu un scop bine definit și o misiune. Avem o misiune. Fiecare are misiunea lui pe acest pământ. Dacă știu bine, în urmă cu ceva vreme, ați fi fost cumva tentată de această viață monahală. Oh, și acum sunt. Da. Ce anume va... Care glas, pe care glas l-ați auzit în interior, îndemnându-vă spre o astfel de viață? Îmi place viața asta și cred că mi se potrivește, pentru că eu, ca să spun sincer, n-am făcut nicio nebunie în viața asta. Am fost un om prea cu minte. Și primul gând a fost la 27 de ani. Eram pe plajă la Galați, mi-aduc aminte, și stăteam așa cu fața în sus, mă uitam la cer și meditam și am zis, mă, nimic nu se alege din viața asta. Nu pleci cu nimic. Degeaba ne luptăm pentru, știu eu, bine, eu n-am fost, mi-a plăcut să trăiesc modest. Nu mi-au plăcut, cum vezi, lumea alargă după averi, că să aibă mașina mai frumoasă decât altul, în casă, să fie, nu, eu n-am fost așa. Pentru că toate, cum se spune, deșertăciunea deșertăciunilor. Nu luăm nimic. Este, totul este ce ai în lăuntru ființei. Fără ce nu ați putea trăi? Fără cărți. Fără cărți și fără cântece, bineînțeles. Fără cărți, acolo care e lumea este pilda, mea. Care este pilda acelor cărți pe care ați învățat-o de-a lungul vieții?
am învățat-o că am învățat un lucru minunat, că trebuie să fim atenți în jurul nostru, la tot ce ne înconjoară. Trebuie să iubim tot ce ne înconjoară și să iubim oamenii, și că să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Trebuie să știi să te iubești pe tine, dar nu în sensul că, vai, egoist, cine sunt eu, și să-ți scadă ego-ul, să fii umil, să te faci, că suntem mici, suntem atât de mici în universul ăsta. Susțineți că un lucru esențial în dezvoltarea și în evoluția omului, mai cu seamă pentru generațiile tinere, pentru că publicul de aici, de la Etnu, este unul de la mic la mare, această lecturare a cărților care ne pot ajuta să citim. Da, da, dar ce depinde și ce citești. Și aici trebuie să existe o înțelepciune vis-a-vis de selecția, da, pe care o faci. Da, trebuie să știi ce să citești, sau, spre exemplu, o carte care ai citit-o la 30 de ani, ai înțeles-o altfel, și dacă o citești la 60, o înțelegi altfel. Sau sunt cărți care, spre exemplu, cărțile eu care le-am citit la 30 de ani, acum nu mai îmi plac. Acum citesc altceva. Spuneați că în tinerețe citeați cărți de dragoste. Păi da, Golful din care Francezului. Vă hrăneați așa la nivel de imaginație. Da, și plângeam, vai de mine, de săreaca mea așa din pe mine. Dar... Și cu timpul le-ați lăsat și ați trecut spre o altă categorie. Alte... Doamna Elena Pădure, vreau să adresați un gând către publicul pe care atât de frumos ați spus că l-ați iubit o viață întreagă. Foarte important pentru dumneavoastră și pentru inima dumneavoastră în toată viața. Da, a fost ziua mea de naștere acum ceva timp. La mulți ani. Mulțumesc mult. Și m-am bucurat foarte mult că am primit foarte multe mesaje pe Facebook și pe WhatsApp, pe Messenger. Nu credeam că am atâta lume care mă iubește. Pentru că am și eu momentele de cum până zi mă las de cântat. Că, nu știu, când văd zbaterea asta la toată lumea, că îi prea... Eu cred că și COVID-ul ăsta a venit de la Dumnezeu într-un moment când lumea era prea alergat după himere, prea lumea era... Ne-a mai potolit, ne-a mai domolit. Da, poate mai meditează lumea la viață, la existență, poate ne mai schimbă, că prea era nebunie. Și este important cel mai important lucru este să avem credință că cineva acolo sus ne iubește totuși, chiar dacă greșim. Ne așteaptă să ne întoarcem și să avem grijă unii față de ceilalți, lângă cine suntem, lângă, cum să spun, dacă ne-am respectat mai mult unii pe alții, dacă am avea grijă mai mult unii de alții, ar fi mult mai bine în lumea asta. Iar cel mai important lucru este ca omul să aibă credință și să fie bun. Bunătatea este cel mai de preț lucru la om. Viață-ntreagă aștept o zi, o zi de mai cu soare, să mă trezești, să mă mângâi.
Despre curajul de a o lua mereu de la capăt și de a înnota împotriva curentului. Eu sunt țigan. Dom'le, eu sunt un bun român, indiferent de etnie. Mie nu-mi place să conduc. Cred că n-aș putea să mă concentrez foarte bine dacă în orchestră n-ar fi decât femei. Tata a fost chemat de maestru Giuleanu, care era rectorul conservator, și a zis lui tata: băi, Ioane, Fitu vine doar la orele de muzică, la cursuri nu se duce și are multe absențe. Și tata îl întreabă: și ce ar trebui să se întâmple? Păi ar trebui să repete anul, să repete anul. De exemplu, eu trăiesc cu Dumnezeu în mine. El este în mine și datorită lui trăiesc și am liniștea că el veghează la tot ceea ce fac eu, Dumnezeu, da? Dar lângă el e și tata. Dacă viața dumneavoastră ar putea fi trecută scrisă, ca să zicem, într-o partitură, această partitură, cărei lucrări muzicale ar aparține? Pe undeva pe zona Mozart sau Haydn. Cred că Beethoven este în pierdere, că n-a reușit să o asculte pe Romica Păceanu. E ceva de capul meu?